Sfinția voastră, Sfințirile voastre, dragi frați, Sfinte surori, iată că ați venit la mamă. Pentru că numai aici o puteți simți bine. Și vreau să vă aduc aminte cuvintele care le-a găsit Mântuitorul, era cel mai greu pe cruce la Sfinit. Iată mama voastră. Ați zis la mama voastră ca să vă mângâie, să vă asculte rugăciunile, să primiți ajutorul ei și voi să fiți copilașii Maicii Domnului, copilașii Domnului Iisus, a Sfintei Trăim, cerul întreg să fie cu voi, să vă ajute, puneți nădejde în dragostea lui Dumnezeu, bucurați-vă neîncetat, spune cuvântul Domnului, și când e greu, și când e ușor, voi să vă bucurați, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Vă mulțumim din suflet, iubiți credincioși, pentru că o iubiți pe Maica Domnului, iubiți pe Dumnezeu. El tare mult vă iubește, pentru că a lăsat cerul și a venit ca să vă împace din nou cu Tatăl cel Bun din veșnicie. Vă doresc la toți iertare de păcate, mângâiere și ajutorul Dumnezeu totdeauna să fie cu voi. Amin.